De ce cred că Dumnezeu nu minte? Într-o replică concisă pot să afirm că nu, Dumnezeu nu minte. Dumnezeu nu spune niciodată ceva de genul eu nu sunt Dumnezeu sau tu nu ești păcătos sau Hristos nu este o mare mântuitor sau dacă crezi în Hristos nu vei fi mântuit. Nu, El nu spune asta. Totuși, în planul său divin, Dumnezeu permite apariția minciunii ca o componentă a judecății pe care o exercită asupra celor care sunt vinovați. Iar acest lucru aduce în prim plan o dilemă fundamentală. Profetul Mica, de exemplu, s-a ridicat cu hotărâre împotriva întregii adunări de profeți ai regelui Ahab și a anticipat că monarhul va cunoaște înfrângerea în luptă. Pentru a clarifica contrastul cu predicțiile opuse ale celorlalți profeți, Mica a expus în mod argumentat faptul că această discrepanță se datorează voinței divine. Și acum, i spune Mica, Domnul a pus un duc de minciună în gura tuturor acestor profeți ai tăi. Domnul a rostit nenorocire împotriva ta. Pe aceeași notă, Dumnezeu dezvăluie că va impune o pedeapsă asupra celor care încearcă să manipuleze cumva mesajele profeților în scopul justificării propriilor lor păcate. Pe de altă parte, în zilele din urmă este scris Dumnezeu va îngădui o amăgire. Ca parte a pedepsei destinate a celor care au respins iubirea față de adevăr. Conform 2 Tesaloniceni Dumnezeu le trimite o lucrare de amăgire a puternică astfel încât să îmbrățișeze ceea ce este neadevărat cu scopul de a condamna pe toți aceia care nu au avut credință în adevăr, ci s-au complăcut în nedreptate. Atunci când afirmăm că Dumnezeu este întotdeauna veridic, dar permite ca minciuna să apară, intenționăm să subliniem faptul că el nu aprobă sub nicio formă minciuna sau că legile sale ar susține acest act. Intenția este de a evidenția faptul că Dumnezeu guvernează în întregul univers, inclusiv acțiunile păcătoase ale oamenilor. Dar realitatea păcatului nu își pierde caracterul său dăunător, chiar și atunci când Dumnezeu îl supraveghează și îl dirigează într-un sens care să aducă bine credincioșilor săi și glorie divină. Și asta a fost modalitatea în care Dumnezeu a intervenit în contextul păcatului vânzării lui Iosif și întrădarea lui Isus de către Iuda. În primul caz, această situație a condus la realizarea celui mai impresionant act de eliberare din Vechiul Testament cunoscut sub numele de Exodul din Egipt. În mod similar, în al doilea caz, această acțiune a trădării lui Isus a stat la baza celui mai însemnat act de mântuire din întreaga istorie umană, adică moartea lui Hristos pentru ispășirea păcatelor credincioșilor. Câteva exemple din Biblie, abiu număr 23 este scris Dumnezeu nu este un om și el nu minte, el nu este ca un fiu al omului care se răzgândește vorbește el oare fără să înfăptuiască, scrie acolo promite el oare fără să împlinească, de altfel găsim în 1 Samuel dacă gloria lui Israel, adică Dumnezeu, nu minte și nici nu se răzgândește, căci El nu este un om ca să se răzgândească. De altfel, în proverbe este scris că orice cuvânt al lui Dumnezeu este adevărat. Prin urmare, credința în Dumnezeu este fundamentată pe încredere și... Veridicitate. Cu toate acestea, trebuie să abordăm această încredere cu respect și seriozitate. Nu ar trebui să subestimăm uh, importanța adevărului sau să ne lăsăm purtați de indiferență. Este esențial să nu cădem în capcana de a accepta nedreptatea sau de a renunța la căutarea și iubirea sinceră pentru adevăr. În caz contrar, există riscul să fim conduși într-o iluzie puternică și să fim privați de capacitatea de a discerne realitatea. De aceea cred ceea ce cred.